primul lucru care îl voi face, sunt obligat să organizez cât mai rapid alegeri parlamentare anticipate. Cum? Așa cum a făcut Tomai Sandu în 2021. Țara are nevoie de alegeri parlamentare anticipate pentru ca să scăpăm de acei care sunt incompetenți. Visul meu, să facem anticipate. După asta creăm un guvern din specialiști. Mm-hmm. Nu contează. Tehnocrat. Trebuie să recunoaștem care specialiști sunt în partidul nostru. Poate să aibă niște oameni în Astas, poate să aibă niște oameni în PASU, socialiști. Nu Dodon, repet, dar socialiști. Da. Că astăzi numai așa putem să scoatem țara din... Un guvern de Uniune Națională, așa se spune. Salvare Națională. Eu ar spune un guvern în interesul cetățenilor. Eu consider că după 30 de ani de haos, următorul președinte de țară este obligat să reintegreze țara. Noi nu mai putem azi da cu piciorul în găgăuș, nu mai putem da cu piciorul în cetățenii noștri din stânga Nistrului. Noi prima trebuie să devenim atractivi pentru cetățeni și din stânga Nistrului și încă o dată. Eu consider că aici trebuie la pachet de luat cu găgăuze. Închipuiți-vă azi că este Krasnoselski, da, în Transnistria. Este șerif, tăți da. Știu despre asta. Ia că azi noi, pentru oamenii și nu suntem atractivi. Ei sunt oamenii noștri, dar nu suntem atractivi. Nici la jos îi spui că la Chișinău medicina e mai bună. Eu consider că noi trebuie să ne așezăm cu oamenii din Transnistria. Și ca și din Găgăuș le spun, băi, haideți să stabilim un număr de deputați pentru regiuni. Astăzi nu vreau să ne asum numărul, că o să fie 7 deputați. Trebuie de uitat, populația... Proporții de făcut. Da, de făcut o proporție. Le spun, băi, voi să aveți 7 mandate în Parlament din stânga Nistru. Uh-huh. Fraților Găguș, voi să aveți, spre exemplu, 5, uh-huh, care le cerți de mult. Dar asta, deci, și iată așa poți să reintegrezi. Aha. Adică ca să nu luăm în seamă liderii de pe malul stâng, ori din Găgăuzea. Și oamenii când ați vadă că tu pe dânșă, că asta e o demonstrare de parteneria, de respect, știi? Adică cum omul trebuie lucrat.